Bună seara, în primul rând mulțumesc frumos pentru prezentare. Bună, excelent. Ce ziua? Sau pot să... Să faci aceeași linie. Sau pot să vorbesc pe un microfon. Da. O să vorbesc un pic mai tare și încerc ca să ne auzim. Ok, spuneam mulțumesc pentru prezentare. O să continui un pic la o dată sine, dar o să fiu scurt. Respectiv, compania mea se zică magazin de online. Eu am această problemă psihică de 15 ani și până la urmă am materializat-o în sensul că am dezvoltat aproape 400 de magazine online. Ce-i drept, acum 15 ani când m-am dus eu în piață să spun antreprenorilor sau companiilor care să facem magazine online, adevărul e că am primit o excursie de lead generation, pentru că nu era piața încă pregătită, pentru care am o experiență destul de vastă aici și aș completa-o cu... Mă auziți decent? Da. Și aș completa-o cu faptul că și compania mea vinde servicii și m-am ambiționat să fac o mare parte din promovare exclusiv online, deci mă bazez pe o experiență unde nu am oferit consultanță privat, ci mi-am riscat proprii mai. Și atunci o să încep să vă povestesc câteva despre asta. În primul rând, marea problemă legată de lead generation și de vânzarea de servicii ar fi că nu e o vânzare tranzacțională, nu seamănă deloc cu e-commerce. Acolo ai dat mai pe AdWords, ai obținut un trafic, ai o rată de conversie, vezi comandă medie, vezi niște indicatori foarte clari. Bine, Olivian o să spună că există și customer journey și, mă rog, analiza e cât de cât complexă, dar oricum e mult mai simplă decât în cazul lead generation. Just in case, deci vânzarea de servicii, deci zona de B2B, eu nu cred că există sub formă tranzacțională, adică nu poți să zici, vând serviciul ăsta cu 20 de euro, cumpără la cum. Totdeauna vor fi întrebări. Dacă vă uitați la rapoarte de țară în legătură cu România, peste tot apare că zona de servicii B2B, B2C nu există. Sau este într-o etapă, cum să zic, incipientă, ceea ce înseamnă că clientul nu are o, cum să spun, o experiență vastă de a cumpăra serviciu online sau nu online, deci va avea întrebări. Ok. E-commerce e simplu, la lead generation e un pic mai greu, însă, având un site din ăsta care generează lead-uri, vă puteți baza pe experiența mea pe care e empiric obținută, pe o conversie de 3%. Această conversie poate să fie în vreau mai multe detalii, vreau să downloadez un white paper, vreau demo-ul platformei Content Speed, că asta e conversia pe care o avem noi pe site. Și de cele mai multe ori cât costă. Că aș zice 90% din lead-uri sunt pe sistemul cât costă. Bun. 3% înseamnă o conversie bună comparată cu e-commerce, dar trebuie să avem în vedere faptul că din aceste lead-uri se concretizează doar o parte. Acum, ca să aveți și mai mult de 3%, puteți să faceți diverse trick-uri la capitolul landing page. Să generați curiozitate. De exemplu, dacă eu ți-aș pune pe landing page-ul Content Speed, eu am formula universală să get rich quick, probabil că aș avea 5% rată de conversie. Downloadează white paper-ul acum. Dar asta ar însemna că n-aș avea o rată de conversie în vânzare ulterior, pentru că am spus o minciună. Deci trebuie să, din punctul meu de vedere, pentru generarea de lead-uri, trebuie să folosiți cât mai mult curiozitate. Downloadează, vezi cum arată, diverse chestii de genul ăsta. De altfel, sunt convins că în peripețiile astea de învățare pe care le avem cu toții, dăm peste diverse site-uri americanești, unde conversia pe bază de lead generation, cel puțin HubSpot, de care sunt sigur că știm cu toții, e foarte strong. Îți dau documentul ăsta dacă puncte punct. Bun. Finalmente, ce se întâmplă? Sunt o grămadă de persoane care întreabă cât costă, vreau să văd platforma, vreau să știu, vreau un audit de PPC, de exemplu, ca să-l amintim și pe Montana, mai amintim și tu mai devreme. Toată chestia asta se transformă într-un pipeline. Deci sunt niște zeci, niște sute de oameni interesați care trebuie luați, procesați de un vânzător. Că nu se va face vânzarea altfel decât așa pe domeniul ăsta. Pipeline, din punctul meu de vedere, înseamnă CRM. Orice efort de marketing în zona serviciilor fără un CRM la bază, adică informațiile respective să intre într-un CRM chiar cu o valoare de oportunitate,
10, 20, 30 de euro, nu, dacă nu faceți rea, nu puteți să gestionați cu adevărat ce se întâmplă acolo, pentru că o să numărați, o să vedeți în Google Analytics că aveți 3% conversion și ați avut 200 de leads, după care o să vă întrebați, ok, dar de unde am avut lead-urile astea? Păi le-am avut din adult, așa, asta acolo să zic că se rezolvă, dar conversia efectiv în vânzare, numai CRM-ul o poate face, eu folosesc așa ceva ca să mă organizez de foarte mult timp, fără el nu poți avea o echipă de vânzări, nu poți să vinzi decât tu, că ai încredere în tine, nu poți să faci o supervizare legată de vânzări în general. În cazul nostru și cred că în majoritatea cazurilor, obiectivul este să obții o întâlnire. Să obții o întâlnire, să obții o conferință Skype în care să poți să prezinți mai pe larg produsul sau să faci o ofertă personalizată. Bun, acum, din toate lead-urile astea pe care le primiți, pe cale empirică, din nou, am apreciat că pentru vânzarea consultativă în România e o rată de conversie de 10%. Amicul meu, Alintușcă, care o să vorbească mai târziu, o să vă spună că el are 80%. Dar asta e din cauza că e un vânzător foarte bun. Nu poți să te bazezi că replici un caz de succes de vânzător foarte bun la nivel de masă. Deci 10% o rată de conversie bună, ceea ce înseamnă că conversia totală în vânzare, să zic ai 3% în lead, 10% în vânzare efectivă, e de 0,3%, deci net inferioară în e-commerce-ului, dar de obicei aceste servicii au un grad de recurență mare sau costă mult upfront. Te rog. Îmi dau un termen. Poți să te întreb? Da. În opinia ta, ce completește mai bine? Să zicem că am un landing page. Da. Și pot să-l fac scurt și să prezint informațiile cât mai concis? Sau să fac foarte mult, să dau foarte multe informații? Asta e una. Și a doua e dacă o pagină ar trebui să aibă cât mai multe link-uri și să fie încărcată de cât mai multe chestii și să te aglomereze sau să fie cât mai simplă, cu pe care din astea merge. Ok. Prima întrebare e ce ar trebui să conțină... Dacă să fie scurtă sau lungă, o pagină, un landing. Eu gândesc în felul următor. Am o experiență de vânzări de 10 ani cel puțin. Există niște clienți care sunt tot aia, care sunt și pe net, care iau decizia de cumpărare pe bază de impuls. Deci partea de sus, primul ecran de scroll, trebuie să comunice din punctul meu de vedere un headline clar, gen libertatea. Eu îți rezolv această durere, beneficii, ce primești, avantaje, de ce să mă iei pe mine și un mare buton de convert în primul ecran de scroll. Pentru că sunt o parte din oameni care adică poate au auzit de compania respectivă, dar nu vreau să facă, nu trebuie să-i plimb într-o pagină lungă ca să poată să facă conversie. Și după aia, pagina, din punctul meu de vedere, poate să fie ca acel sales letter care îți vinde un e-book, despre care iarăși toți știm, care, din punctul meu de vedere, adresează oamenii care judică mai mult cu partea rațională decât cu partea de feeling. Ei au convertit sus, s-a terminat. Partea rațională are nevoie de facts, de referințe, de studii de caz, deci o grămadă de content, după care iarăși convert, aș pune. Exact cum sunt single page site-urile alea, îți vând un e-book ca să get your life better. Și dacă ar fi compania aglomerată versus una simplă? Depinde ce target îți crezi, nu? Nu, cred că una simplă. Eu cred că simplu e better întotdeauna. Eu cel puțin convertez la simplu. HubSpot are un mare buton roșu, un headline și restul nimic, deci nu spune mare lucru de detalii, da? Dar fiindcă de obicei ai pressure-ul bugetului, nu? Că se face AdWords, se face SEO către chestia aia, aș pune totuși în partea a doua a ecranului și o treabă mai stufoasă. Exact, cine a scrollat înseamnă că, din punctul meu de vedere ca vânzător, înseamnă că he's not a believer încă și atunci acolo aș da facts. Multe, ceea ce înseamnă dezorganizare, nu mai e minimalist layout ăla, n-are cum. Am răspuns la un domn. Carry on. Deci 0,3% rată de conversie din total trafic. Eu pe asta m-aș baza și pe asta mă bazez și la compania mea. Acum, cum poți să crești această rată de aceste două rate de conversie, unul în lead și unul în vânzare? Păi, identificând serviciul mai bine cu potențialul lui client. Pe de o parte, obții leads, automat vânzătorul cu Ever are interacțiune
și îl aud de pe client. Clientul, primul lucru, dacă te întreabă, domnule, dar are Bluetooth serviciu? Da, e clar că acest Bluetooth trebuie să fie prezent ca beneficiu în landing page, ca să anticipăm și să mergem mai aproape de vânzare discuția care urmează pe telefon sau prin întâlnire. Deci, anticiparea obiecțiilor e un proces care trebuie făcut perpetu. Eu fac, eu știu, vânzare de magazin în momentul foarte mult timp și pe parcursul a, să zic, 6 ani, obiecțiile s-au schimbat. Dacă un concurent a făcut ceva, gen de VR pentru tine, sau a inventat ceva nou, sau așa, lumea te va întreba, dom'le, dar tu ai chestia aia? Și din punctul meu de vedere e obiecție. De ce nu semnezi contractul cu mine acum? Păi pentru că puncte. Asta trebuie să existe întotdeauna prinse într-un proces de fine-tuning care vizează și procesul de vânzare și landing page-ul efectiv unde se prezintă serviciul, pentru că lucrurile evoluează. Nu, după cum spuneam, România e o țară unde partea de servicii se dezvoltă acum, e cumva greenfield, deci automat și evoluția trebuie să fie rapidă. Chiar dacă noi ne uităm la americani și vedem cum fac ei, e posibil ca diferența între ce înțelege americanul și ce înțelege românul să fie destul de mare. Pe urmă, v-am spus mai devreme de acest CRM, care cred că i-am zis CRM pe românești, dar hai să-i spunem CRM ca să fie corect. Pe de-o parte, în el poți să-ți vezi pipeline-ul, deci potențial vânzări pe care le-ai pe baza lead-urilor pe care le-ai obținut. Pe de altă parte, asta cred că sunt cele două funcții majore ale CRM-ului, poți să vezi ce s-a întâmplat cu campaniile tale. Recomandarea mea este să faceți SEO, se identifice lead-urile cu zona de, pe canalul de marketare pe care au venit, adică să rămână scris acolo SEO August sau AdWords August, da? De ce? Pentru că procesul de vânzare durează destul de mult. Depinde de cât costă produsul, depinde de cât de mare e nevoia pentru serviciul respectiv. Și dacă procesul de vânzare durează, să zic, 3 luni sau 4 luni, tu ai dat banii pe AdWords acum și o să vinzi peste 4 luni. Nu mai de unde să știi merită, nu merită. Aici e cea mai mare problemă cu vânzarea de servicii, pentru că foarte puțini antreprenori sau, eu știu, budget owners au curajul de a merge 6 luni blind, fără să-i arăți, băi, uite, asta e return-ul pentru investiția pe care ai făcut-o, că e SEO, că e PPC și mai departe. Deci, orice tool din ăsta de CRM vă dă posibilitatea să captați sursa lead-ului și să calculați ROI. Clar, am dat 500 de euro pe AdWords, am aceste 30 de lead-uri, am șansa de atât la sută, atât la sută și din asta s-au închis două, deci continuăm. Ca așa se face. E mult mai greu lead generation-ul decât e-commerce-ul, dar probabil că din cauza asta și competiția e mai mică. Mergem mai departe, din propria experiență vă spun că noi ne-am jucat cu prețul serviciului și cu poziționarea în toate felurile. Am încercat să vină și magazin online ca studentul de 500 de euro și magazin online scump. Cert este că în momentul în care prețul serviciului e entry level, adică e destul de jos, deci comparabil cu studentul, merg foarte bine SEO pe ce marketing, remarketing. Astea merg întotdeauna, de fapt. Dar e posibil să vin scurt cu un proces de vânzare, nu foarte lung, din cauza că nu necesită mult timp de gândeală pentru client, prețul fiind mic. Pe urmă, când evoluezi, când prețul nu mai e 300 de euro, e 1000 de euro sau 2000 de euro, recomandarea mea este să meargă foarte tare pe social media. Noi avem un concurent care face asta foarte bine, se numește Silkweb. Are partea asta de promovare prin conținut, Facebook, etc. Excelent, ca să zic. Problema este că dacă vrei să vinzi un serviciu premium, nu este suficient nici asta și trebuie să mergi pe PR. Probabil că vă sunt cunoscute cazurile, nu știu, agențiilor de publicitate, da? În publicitate sunt mulțuri de semizei, așa, care sunt oameni de cele mai multe ori, și anume care se prezintă în presă, la evenimente și așa mai departe. De ce? Pentru că în cazul serviciilor, clientul, chiar dacă nu lucrează cu ownerul sau cu cine-i tăticul lor acolo, vrea să știe cine. Dacă nu faci PR când vin servicii, nu ai un nivel de încredere, ok. E un lucru pe care mi-am dat și eu seama anul ăsta, că nu am făcut niciun fel de PR până acum și până la urmă mi-am dat seama că e timpul să ne mișcăm și noi și norocul e că
venind mai târziu, avem și niște realizări, deci chiar curge. Că există și cazuri unde promovarea copiarii agresivă, dar fără o bază și nu dau nume aici de lumea SEO. Și prea mult, prea devreme, nu face bine, după părerea mea. Mergând mai departe, acest PR, deci în domeniul serviciilor, am vorbit și cu Marius Ghene, am vorbit cu mai mulți antreprenori și mi-am dat seama că e o mare problemă la noi. Lumea nu vrea să vorbească, nu vrea să povestească despre ce face, nici în presă, nici uite, în cazul lui Alin, care e prima oară în fața voastră. Însă e obligatoriu. Deci dacă tu nu te sui pe scenă sau, eu știu, te duci la un ziarist să-i spui ce faci, nu, cum să zic, rata de conversie, nivelul de încredere, tot sunt mai jos. Deci e esențial, fără asta nu funcționează nimic. Ajută toate eforturile de SEO și PPC la modul că rata de conversie nu o să fie 3% în condițiile în care tu ești copiat și mai am auzit de tine, o să ducă 4-5%. Am mai auzit de ăsta. Ok. Mergând mai departe, în istoria așa, eu am propus către diverse business-uri să-și facă site-uri din astea de lead generation ca să vândă servicii. Un exemplu pe care pot să-l dau, asigurări. Asigurări B2B, deci nu RCA. Vindeau și RCA, dar în principiu vindeau asigurări pentru clădiri, pentru linii de producție și așa mai departe. Și rezultatele au fost bune, nu știu, să zic că am obținut în 2 luni 600 de lead-uri, dar vânzătorii, cei 15 s-au plâns în continuu că, dom'le, pe internet sunt tot soiul de speriați, tot soiul de nebuni. Adevărul este că una este să faci o vânzare pe recomandare, unde te duci și ai rată de conversie 90%, da, micul nostru comun, uite ce s-a întâmplat, și alta este oricine care are acces la internet să poată să spună o întrebare. E, și în prima fază feedback-ul a fost că ăștia din online sunt tot soiul de distruși. Dom'le, nu, studenți, n-avea nici măcar firmă, etică, feedback de genul ăsta. Eu am, fiind pozitiv așa, aș spune, hai să așteptăm 3 luni să vedem ce se întâmplă, că în 3 luni poți să-ți faci o idee pe baza a 2 săptămâni. Ăștia erau disperați pentru că obținusem 600 de lead-uri foarte repede și trebuia să fie procesate și să enervau că nu vindeam. Și tot sunând ei lead-urile opțiunile pe site, au dat peste un proprietar de Ferrari care vrea și el un casc. Surpriză! Și practic morala la povestea asta este că în online se întâlnesc cam toate categoriile de oameni cu precădere, oameni cu venituri peste medie, dar inclusiv niște oameni față de care greu ajunge altfel. De ce? Că nu au timp. De-aia sunt acolo, că nu au timp să se ducă, să piardă timpul cu 100 de întâlniri, să sune prietenii, recomande și mai serviciosă. Deci, morala e că e diferență între lead-urile obținute tradițional pe o referință și mai departe față de lead-urile din online. Lead-urile din online conțin 1%, nu m-aș vrea să zic cât, de balast. La noi, de exemplu, având sute de concurenți, avem o grămadă de concurenți care se uită la soft. Îi sunăm, ne comportăm civilizat, dar e clar că nu avem cum să colaborăm. La fel sunt unii startupiști care nu au firmă, însă tot așa în companie există cazul unui e-mail din ăsta venit la Yahoo, deci domnul nu avea nici corporate domain, nu avea nimic. Și surpriză, era un tip care vrea să intre în e-commerce, avea 60.000 de euro, era CEO la Petrom, nu știu ce țară, și avea pasiune să-și facă un buc. Dacă vânzătorii zic că au toți speriații de pe internet, le deranjează și nu procesează lead-urile no matter, se pot pierde niște oportunități huge. Asta le-aș spune când vine feedback-ul că sunt tot soiul de nebun pe internet, le-aș spune poveștile astea cu Ferrari, cu 60.000 de euro, pentru că sunt absolut reale. Mergând mai departe, aș încerca să trag o concluzie și anume legat de ce se întâmplă cu conversia. Eu nu m-am focusat în seara asta pe SEO și pe PPC pentru că nu sunt ariile mele de expertiză totale. Noi la companie lucrăm cu parteneri, cu web digital, cu... Na, noi știm să facem site. Dar m-am concentrat pe partea de infrastructură și aș zice că, în primul rând, campania de lead generation trebuie monitorizată ca orice campanie. Dar trebuie monitorizată
end-to-end, deci până la vânzare, tu ai obținut lead-urile în calitate de consultant, să zic, SEO sau așa, dar trebuie să mergi mai departe să întrebi vânzătorii ce, cum, ce au zis, să obții un feedback real ca să poți să dezvolți mai departe ce înseamnă landing page-urile. Îmbunătățirea asta, fine-tuning-ul ăsta, trebuie să fie perpetu. Adică faptul că la un moment dat ai avut rată de conversie 3% nu înseamnă că o să ai 5 ani rată de conversie 3%, pentru că se întâmplă lucruri în viață pe care poate nu le vezi. Tot timpul trebuie să vezi ce zice piața și care sunt problemele pentru care un potențial client n-ar vrea să lucreze cu tine. Și aș mai zice folosirea canalelor specifice. De exemplu, noi dacă facem AdWords, obținem 80% startup. Produsul nostru, avem client startup și slavă Domnului, dar produsul nostru vizează în momentul ăsta mai mult proprietarii de magazine care au deja un magazin online și pe care nu-i ating acolo. Pentru că ei nu o să caute așa. Ei nu vreau să citesc ziarul financiar și atunci ne-am îndreptat mai repede despre zona asta de viață. Deci foarte important, în funcție de ce se vinde vinzi și cum este poziționat, să vă alegeți canalele de marketing corect. Cam asta sunt. Vă rog frumos să mă luviți cu întrebări. Nimic? Au, nu am înțeles nimeni nimic. Da? Te rog, spuneai că vă interesează cei care au deja magazin online, să înțeleg că sunteți cumva poziționați mai premium, cei care vor ceva mai bun. Am vrut să fiu fin, da. Dar, da. Deci da, mai trebuie de la o soluție gratuită la soluția voastră. Exact, exact. Adică acele implementări de open source care sunt la nou în piață sunt niște candidat foarte multe. Nu zic că nu lucrăm cu startup-uri, dar există startup-uri și startup-uri. Inclusiv companiile care sunt în retail-ul tradițional, eu consider că sunt startup-iști în România, dar ei când fac un startup cu bugete, cu, na, mai pe termenul. Problema, sincer să fiu, pe care o am legată de startup-iști e mai mult legată de mediul antreprenorial din România. Adică se dau trei antreprenori care tocmai au făcut un parteneriat și vor să facă un magazin online. Pe parcursul dezvoltării proiectului meu ei se ceartă de trei ori și mă prind și pe mine și pe echipa mea în acea luptă. Și altfel mie îmi place startup-ul. Adică aveam 200 de startup-uri din alea, 350-200 au fost startup-uri, dar recunosc că în momentul în care apar tot soiul de divergențe din astea care nu au legătură cu obiectivele efective, certuri între partenerii și mai departe. La noi a început să fie o problemă pentru că suntem 27-25 și trebuie să ne bazăm pe ce fac cu proiectele alea. Dacă ei se ceartă și proiectul să nu ajunge 3 luni, am avut probleme. Alte întrebări? Vă rog frumos. Te întreb eu. Da, eu știu. Așa, mai da. Ai făcut ceva să prinzi pești mari, companii mari de tot, când ai pus lider de piață? Nu știu, că am pus acum două luni lider de piață prima oară cu tuturor. Deci păi așa, mai dăm două luni, două, să spun. Ce conversie ai avut pe companii tale, pe hiper? Foarte bună. Deci de asta și spun că PR-ul pe noi ne ajută foarte mult, pentru că acum de companii medii și mari care nu știau, pur și simplu, dat fiindcă ele ascultă numai PR, nu caută furnizor pe Google, nu știau că există o companie care face asta în mod dedicat. Auziseră de Zitec, auziseră de cine făcea PR, de noi nu. E, acum, slavă Domnului, adică, discutăm. În momentul în care ați început să comunicați lideri de piață, presupun, na, ca să mă leg și de subiect, da. Ți-ai adaptat absolut fiecare mesaj, inclusiv pe SEO site-ul. Da, e o întrebare foarte bună. A trebuit să deschidem. Bine, e momentul să ne autoproclamăm, că până la urmă, dacă tu te autoproclam și presa nu te prea mai departe, n-ai făcut nimic. Dar ți-ai văzut convenția pe cea pe discuții în momentul ăla? Adică, da. PR-ul ajută totul, din punctul meu de vedere. E și o descoperire nouă a mea asta, pentru că mai entuziasm, dar da. Aș vrea să vă zic o scurtă poveste despre Alitru și pe care o să vorbească în seara asta. Deci noi ne-am cunoscut datorită unei activități de lead generation bune, respectiv acum 4-5 ani. Noi am făcut o campanie de buyback pentru magazine online, care la momentul ăla a fost inedită, cred că acum mai există în piață.
trafic.ro. Exact, și când intrai pe trafic.ro, că nu era Analytics atunci sau nu foloseam noi, intrai pe zona de statistici detaliate și acolo era un banner pe trafic. Și noi acolo ne-am pus, numai în categoria magazine online, acolo ne-am pus un banner. A fost singurul caz de promovare cu bannere care a dat rezultat bun din experiența mea de până acum. Și așa ne-am cunoscut, că el avea deja magazine online și na, eu aș zice că suntem și prieteni, nu? Nu mi-ai dat mult bani pe la mine. Era un gimmick de marketing, ai voi. Da, discountul maxim. Ce ai făcut cu magazinul? Păi n-am făcut nimic, toată lumea ne întreba dacă ce faceți de stocat și nu mai mult. Deci era o întrebare, vieți mai departe? Sau? Efectiv, ce făceam, aveam un proces din ăsta de evaluare cu 50 de întrebări și bifam, are taia, n-are taia, are bani. Și în funcție de asta, gândeam un discount până la 500 de euro. Al meu a fost mai mare, recunosc. Mi-ai dat, în momentul ăla, mi-ai dat cam 25% din valoarea prețului. Da. Nu, alte întrebări, că nu mai vorbim la de. Da. Mai aveți întrebări pentru mine? Zi, Ionuț? N-am. E excelent. Sunt provocările mult mai mari cu prețurile ăștia mari decât cu un magazin care trece magazin mic, mediu, care trece de pe o platformă open source, ceva mai avansat. Da, sunt mult mai mari. Începând cu faptul că pești mari au și niște lucruri de bani mult mai. Și respectiv nivelul așteptărilor în condițiile în care tu nu faci pe ea. Uitați că e o chestie pe care am constatat-o discutând cu un client. Dom'le, noi suntem brandul ăsta, știe toată lumea cine suntem. Dăm discount. Nu? Dacă vrei să mă lucrezi pentru mine, dăm discount. Și apropo de ce m-ai întrebat-o mai devreme, pe măsură ce am făcut și noi mai mult PR și am început să devenim și noi cât de cât un brand, raporturile astea s-au mai echilibrat. Da, dar uite și eu. Ah, ok. Pești mari tradiționale sunt buni pentru PR, pentru că reprezintă niște nume importante care îți dau încredere din partea pieței, dar adevărul este că nivelul de profitabilitate pe prestări servicii la ei poate să fie chiar cu minus. Pentru că ei și nu se pună o presiune, deci de-aia sunt unde sunt. Din punctul de vedere, startup-ul pentru noi e mai frumos, pentru că acolo facem un transfer de know-how maxim. Adică nivelul de satisfacție a clientului nostru în condițiile în care vine și nu știe mare lucru despre e-commerce, e mare pentru că e ca și cum ar intra într-o lume nouă, un joc din ăsta pe calculator, cu analytics, cu nu știu ce, cu bănuți acolo, e extraordinar. Și recunosc că avem și specializare pe vreo 5 nișe unde mergem destul de la sigur. Adică estimările de vânzări pe care le dăm au legătură cu realitatea și serviciul web digital ne ajută foarte tare aici, pentru că AdWords-ul e o componentă esențială la startup. Adică până să faci SEO din punctul meu de vedere, mai întâi faci AdWords, vezi tu care sunt cuvintele cheie care îți dau o conversie și după aia faci SEO în cunoștință de cauză. Așa noi suntem primii, Olivian, dacă mă ții minte, pe soft magazin online, că asta m-am gândit eu când o să caută lumea, surpriză, nu caută. Magazin online mai da, I don't know, o să începem să facem treaba asta. Ce caută? Poftim? Ce caută? Am observat în domeniul nostru, caută mai degrabă magazin virtual. Acum a apărut asta din cauza că acum 6-7 ani a existat o soluție și cred că există și acum, care se numea Magazinosaurus Rex, care așa s-a etichetat și e posibil ca o grămadă de oameni să nu-i zică magazinul, să-i zică magazinul virtual. Na. Bine, după aia a venit liviu și a zis că nu e ok să-i zică virtual, că de fapt nu e virtual, e cât s-a dat de real, nu e există. Da, există, dar că e online. I don't know. Dar chiar a fost discuții despre asta la una din lumea SEO, la o ediție lumea SEO PPC din anii trecuți, în care liviu tabloi spunea că e magazin nu poate fi, adică nu e virtual, nu există termenul virtual. Search-urile sunt multe, problema, a, da, nu, problema noastră rămâne în continuare că cine caută soluția așa, nu e clientul nostru. Da, adică recunosc că în disperare de cauză că vrem și noi să facem marketing cum trebuie, vrem ce facem pentru clienții noștri, o să scoatem la anul un produs foarte ieftin în care să promovăm așa, dar
mai avem de muncă. Întrebare, ți s-a trebuit vreodată să acorzi consultanță la, la modul de serviciu profesionist? Da, pe care un magazin online fără să-l faci, să faci tu efectiv? Da, anul ăsta s-a întâmplat prima oară și chiar m-am bucurat. M-am simțit, practic, nivel talor atunci. era un proiect, un client mare cu o agenție digital mare care s-a băgat să facă un e-commerce, deși nu e specificul lor acolo. Și se blocaseră de vreo 6 luni. Și au zis, ok, hai să apelăm la unul să ne descurce. E un fel de consultanță slash mediere. Adică jobul meu este să-i spun clientului la ce să renunțe, că sunt aberații, și agenției ce să facă, că totuși trebuie să facem ceva ca să fie clientul happy. Adică cumva îi impact. Asta e jobul meu de consultant, dar e prima oară, sunt happy că se întâmplă. Nu sunt happy că nu facem noi magazin online, e mult mare. Da, poate e o nișă direcția, încet, încet. Sunt sigur că serviciile de consultanță pe domeniu o să aibă o creștere, ca să zic așa, dar din păcate dacă raportul ăla de țară spune că România și serviciile baba și litrariera, păi consultanța e tops, ca să zic. Din experiența mea cu consultanți, oamenii, clienții, antreprenorii cumpără serviciu, consultantul își face un plan pe 7 ani și după ce transferul de know-how, care e puternic în primele 3 luni, începe să nu mai fie la fel de puternic. Deci nu prea e sustenabilă chestia asta, din ce am observat eu. Alte întrebări? V-am plictisit. Mersi frumos!